Salut! Așa cum am promis, o să vă prezint și analizatorul. Analizatorul este un aparat de măsură prin biofeedback. Biofeedback-ul este răspunsul corpului dumneavoastră în clipa investigării. Deci el nu este un diagnostic. Sigur că trebuie să respectate niște reguli precise de a nu mânca cu două ore înainte, de a păstra un semipost înainte, pentru ca acest parametri să fie cât mai corecți. Analizatorul, o altă achiziție de curând, este absolut special, e ultima generație. El dă 31 de rapoarte pe principalele sisteme și sfaturile necesare pentru fiecare persoană. Și ca să nu se supere nimeni, prima persoană pe care o voi analiza în fața dumneavoastră voi fi chiar eu. Dacă vrei să vii, Cristi, observați că primul raport este buletinul de analiză privind aspectele cardiovasculare și cerebrale. Acest raport, toate rapoartele de fapt, arată anomaliile. Dacă un parametru este normal, este marcat cu minus, dacă este ușor anormal cu un plus, moderat anormal cu două plusuri și trei plusuri atunci când este cazul, când este grav anormal. Iată că Ioana Bobocea are un pic de grăsime în sânge, dar foarte pic, dar rezistența vasculară este cu două steluțe, deci moderat anormal. La fel sunt probleme din cauza asta și pe presiunea de perfuzie a coronarelor, două steluțe, și starea de alimentare a creierilor, două steluțe. Probabil că o să văd că uit un pic din cauza aceasta. O să vedeți că legătura dintre ele este fantastică. Fiecare raport are parametri, variația între ce parametri variază și nu numai atât, descrie este în limba română a fiecărui indicator. Astfel că orice persoană poate să-și verifice starea de sănătate permanent și să ia măsurile necesare pe care de corecție. Un alt raport pe care îl putem analiza a sărit. Funcția, acum ce fac? Hai înapoi.